chiar dacă cu întârziere, la data de 15 septembrie 2010, câștigătoarea concursului ce s-a desfășurat în luna iulie a fost premiată. Virginia Dunaevskaya din orașul Florești, datorită prietenilor și celor care au simpatizat-o pe parcursul concursului, a ajuns în finală, fiind desemnată Miss Iulie. N-am acum niște sentimente de emoții pozitive. M-au votat, cred că, prietenii cunoscuții, cei care au avut încredere în mine. Virginia este elevă la Liceul Teoretic Miron Costin din orașul Florești. Fiind în clasa a 12-a, are mari vise. Îi place biologia, limba română și chimia. În timpul liber dansează și pictează, în dependență de dispoziția care o are. Chiar dacă visul ei este să devină designer modelier, îi place să fie în centrul atenției și pozează. Să-i mulțumesc pe ei, pe părinți, prieteni, rude, cunoscuți, care m-au votat. În viitor, dacă preconizăm alte concursuri, cu ce sfaturi ai venit la adresa tuturor persoanelor? Nu știu, să încerce, căci încercarea nu costă nimic. Speranța mare ultimă. Astfel de concursuri s-au desfășurat pe tot parcursul estival la Flor TV, de pe urma cărora, în posesia premiilor, au intrat trei concurente din orașul Florești.